Centrul Cultural Pitești, prin Clubul de Istorie Armand Călinescu, Școala de Aplicații Interforțe NBC Câmpul Lung Mușcel, Școala Militară de Suboficeri și Maestri Militari Basarab I, au organizat simpozionul cu tema Armele Nucleare, o provocare a mileniului 3. Participanții au vorbit despre țările care pot reprezenta o amenințare nucleară în actualul context internațional, în speță Iranul și Coreea de Nord, dar și despre demersurile pentru stoparea proliferării armelor de distrugere în masă. Un alt aspect îl constituie armele biologice, care pot acționa fără a fi prea ușor detectate, au subliniat specialiștii. Istoric al detonărilor. Teste se fac prin anii 1900, dar ca și afectarea populației nucleare, arma nucleară de fapt s-a folosit de două ori, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în Japonia, la Hiroshima și Nagasaki, unde au fost detonate două arme nucleare și, practic, asta a dus și la încheierea războiului, când s-a văzut puterea și efectul distructiv pe care armele nucleare l-au asupra populației. În momentul de față există un tratat internațional de neproliferare al armelor nucleare. La acest tratat acest tratat a fost semnat de marea majoritate a statelor. Și vreau să aduc în completare pentru arma biologică. Arma biologică este foarte, să zicem, îi trebuie acordat o mare atenție datorită faptului că este foarte greu de detectat. În momentul de față sunt foarte puține state care își permit să aibă echipamentul necesar detectării din timp a armei biologice și a folosirei lor, pentru că o să vedeți simptomele lor, că armele biologice pot să fie de multe ori și ca o simplă răceală și ca un simplu virus și nu se acordă atenția necesară și mai ales faptul că ceea ce e foarte important se răspundește foarte repede un asemenea virus. Și se pune mare accent și în cadrul Alianței NATO, o să vorbesc și despre tratat, pe dezvoltarea echipamentelor de detectare a agenților biologici. Oficial există un club al statelor care dețin arma nucleară. Ele sunt 9 la număr: Statele Unite, Rusia, Franța, China, Marea Britanie, India, Pakistan, Israel și Coreea de Nord. Până în 91 a deținut facilități nucleare și Africa de Sud, se pare vândute de Israel, în special în perioada apartheidului. Dar, odată cu renoirea tratatului după finalul războiului rece, în 1991, când s-a semnat, s-a continuat tratatul, un nou start, așa numit tratat de neproliferare nucleară, Africa de Sud a semnat imediat, deja se schimbase regimul acolo și nu mai face parte din acest club al statelor deținătoare de facilități nucleare. Dar suspectă este și Siria. Și dacă ținem cont de faptul că la ora actuală știți situația de acolo, mișcării democratice, de schimbarea regimului, pot pune, dacă regimul deține asemenea capabilități, pot pune în pericol, poate pune în pericol zona respectivă. Însă Agenția Internațională de EGEAU, are specialiști în zonă, și în Iran, și în Siria. De asemenea, în țările care beneficiază de capacități nucleare, chiar dacă nu dețin arme nucleare. Este vorba de statele membre NATO, care au pe teritoriul lor instalate mijloace nucleare, cum sunt Grecia, Turcia, Olanda și altele. De asemenea, sunt țări care au parteneriat cu Statele Unite de apărare și aici am vrut să ajung, cunoașteți că după alegerea lui Barack Obama, poziția doctrinară a Statelor Unite vis-a-vis de apărarea strategică s-a schimbat puțin. Barack Obama a declarat în 2009, ca urmare a celor declarate în campania electorală din 2008, că se schimbă doctrina Statelor Unite. Armele nucleare nu mai devin un instrument de amenințare.
ci intră pe partea secundară a politicii de apărare a Statelor Unite și acest lucru a dus la inițierea acelui nou tratat START, de care spunea domnul capitan. În 2010 s-a pus la punct, în 2011 a intrat în vigoare. De atunci au avut loc mai multe inspecții între Statele Unite și Rusia, pentru că ele sunt principalele deținătoare. Rusia deține la ora actuală aproximativ 11.000 de capacități, iar Statele Unite aproximativ 8.500. A început bine punerea în aplicare, dar odată cu nu așa zisul scut antirachetă, cu implementarea lui în Europa, rușii au devenit puțin reticenți și condiționează punerea în aplicare până în 2018, că trebuie să dureze acest tratat, de implementarea scutului antirachetă. Inițial nu au fost de acord cu punerea acestor baze în Polonia și Cehia, unde inițial se stabilise. S-a considerat un succes al diplomației faptul că nu s-a mai realizat nimic în Polonia și în Cehia, însă faptul că și România este tot în coasta Moscovei îi deranjează. Pentru noi însă implementarea acestui tratat este foarte importantă. Pentru noi, ca țară mică, ca membru al NATO și Uniunii Europene, care nu avem capabilitățile necesare de a ne apăra singuri împotriva unui eventual inamic care deține arme nucleare și ne referim în primul rând la statele incluse de partenerii noștri pe lista statelor teroriste, unul fiind Iranul. Nu ne putem apăra singuri și atunci facilitățile NATO sau ale Statelor Unite în cazul de față ne sunt favorabile. De asemenea, trebuie să demonstrăm în continuare, așa cum vorbeam cu domnul colonel în rezervă mai devreme, că suntem niște aliați fideli. Nu cum am greșit, poate, altă dată în istorie și mergem alături de partenerii noștri, de NATO și de Uniunea Europeană, pe drumul pe care ni l-am hotărât singur. În ultimul timp am studiat mai mult poziția Statelor Unite, mai ales că ei au fost inițiatorii continuării acestui tratat de neproliferare nucleară. În special, totul a fost gândit de echipa președintelui Obama. Și rușii au fost deschiși, deși ei trebuie să cedeze mai mult din elementele lor nucleare, pentru că nu mai sunt puterea care au fost la sfârșitul războiului rece. Uniunea Sovietică s-a destrămat și o parte din facilități au rămas la Kazahstan, la Ucraina sau la Belarus, care ulterior au fost distruse pentru că au semnat primul pact din 91. Dar Rusia este normal să stea puțin în expectativă, atât datorită felului să vadă cum va fi implementat scutul antirachetă, dar au stat puțin să vadă și cine va fi noul președinte al Statelor Unite. Acum sunt sigur că, văzând că se continuă aceeași politică a lui Barack Obama, vor continua până în 2018, așa cum cere și unde și cum au semnat START. Cel mai mare pericol consider că nu este exact, nu este terorismul nuclear și folosirea acestei arme nucleare, cât cât producerea unor accidente nucleare. Pentru că sunt foarte multe state în acest moment care folosesc ca energie alternativă aceste centrale nucleare. Aceste centrale nucleare pot constitui sursa unui accident și consider că mai repede se va produce un accident nuclear decât folosirea ei ca armă nucleară.